Hai noroc și la mai mare, mai băieți și fete, măi. Ieri m-am luat cu treaba cu mâncarea aceea indiană și am uitat că a venit primăvara, băi. Noroc de voi că mi-a scris prin comentarii, băi bărbosule, să ai o primăvară mișto. Bă, zic, na, că azi 1 martie, adică ieri. Vă mulțumesc la toți pentru urări și voi să aveți o primăvară minunată. Dacă ieri am gătit ceva mâncare indiană, astăzi ne băgăm pe ceva chinezesc. Și ține bine că mâine vine ceva românesc, jet pe jet. Azi gătim niște tăieței chinezești cu pui. Da, știu. Știu, ai să-mi spui că bă, bărbosule, dar ai mai gătit tăieței chinezești cu pui. Da, corect. Și am să mai gătesc, pentru că legenda spune că nici măcar bunicul meu din China, nu le știe pe toate. Sunt foarte multe rețete de tăieței chinezești cu pui, așa că astăzi mai facem una din ele. Repejor, ne apucăm de treabă. Cum am mai spus-o și în trecut, cheia la orice mâncare, dar mai ales la mâncarea chinezească, este pregătirea ingredientelor de înainte. Mise en place, cum zice francezul. Eu am aici, nu știu cum se numesc astea, dar cumva să fac parte din broccoli. Sunt niște capete, flori de broccoli, habar n-am cum se numesc, dar am niște dintre astea. Și mai am niște fasole verde, care i-am tăiat capetele și le punem, uite aici, într-o farfurie. Și broccoli ăsta și fasolea. Uite așa frumușel, le punem într-o farfurie. O să mai avem nevoie de vreo 3-4 căței de usturoi, pe care am să-i tai feliuții. Și o să mai avem nevoie de una bucată piept de pui. Mai întâi de toate am să tai pieptul ăsta, le pui pe jumătate, așa, pe lung. Uite așa. După care am să-l iau și să-l felinez așa, subțire. Uite așa. Vor trebui să fie felii cât de cât egale ca și grosime ca să facă totodată. Îl pune și pe ăsta deoparte. O să mai avem nevoie, ești fix și exact două ouă. Punem o leacă de sare peste ouă și le batem așa cum. Iei niște tăiței dintre ăștia chinezești uscați. Tu dacă ai proaspeți, poți folosești proaspeți și sări peste etapa asta. Și huștiu cu niște apă clocotită peste ei. Îi acopia și lași aici pentru 10-15 minute cât pregătim noi celelalte ingrediente. Agregatul, wok-ul, bineînțeles, tu dacă n-ai wok, poți folosești o tigaie, nu-i problemă. O să comentez eu leacă bunicul din China, o zic, de ce n-ai wok? Eh, las, îi treci, asta este. Nu toată lumea are wok acasă, cum avea el. Bagi o leacă de ulei? Dura asta ulei de floarea soarelui. Și învârți o leacă uleiul ăsta ca să fie acoperit tot wok-ul de ulei. Ai încins bine uleiul cu știriu cu pieptul de pui. Focul maxim! După vreo minut, după ce și-o schimbat culoarea pieptul de pui, cu știriu cu usturoiul. Focul maxim! Pune la pisare. Pune la pisipier. Mai ales și o leacă. Când a început să schimbi culoarea și usturoiul, cu știriu cu legumele. Focul maxim! Se prăjește o leacă așa și legumele astea. Dacă vrei să dai mare câștig veselii, faci așa, hopa! Ale hop! Atenție, să nu-ți fii teamă să lași legumele o leacă mai crude, să le faci o leacă mai crocante. Ai să rămâi surprins și gust bun au. Nu curge sânge din ele! Nu-ți fii frică să le lași o leacă mai crude. Vă vreo 2-3 minute de prăjit legumele, adăugăm și sos de soia. Nu mult, vreo limbă de două. Sosul de soia le și condimentează că-i sărat și le dă și o culoare faină. Pe care luăm și punem legumele astea deoparte. Uite așa. Curățăm tigaia asta cu șervețel. Punem iar în funcțiune agregatul, de data asta la foc mediu, o lingură două de ulei și un huștiuc cu ouăle noastre. Prăjim așa o leacă cu ouăle astea, le întindim așa prin loc, după care cu huștiuc cu tăieței noștri, pe care i-am scurs de apă. Dar nu i-am clătit, amestecăm așa o leacă, mai punem o leacă din sos din soia și peste tăieței și un huștiuc cu carnea și cu legumele. Și-ai stins focul, gata! Ia uitați, dragilor, rapid, ieftin și bun. Hai, noroc și la mai mare! Ne vedem mâine!